Județeana Finanțelor Publice anunță că în perioada sărbătorilor de iarnă, unitățile trezoreriei statului din județul Sălaj vor funcționa după un program special. Aflăm detalii din materialul următor. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice pentru achitarea drepturilor salariale și a drepturilor de asigurări și asistență socială și plăți de volum redus se pot face până în data de 27 decembrie. Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale din perioada 28 decembrie 2 ianuarie se pot face până la termenul limită de 3 ianuarie 2019. Depunerea la casieriile unităților trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice are ca termen limită data de 28 decembrie, ora 10. Achitarea la casieriile unităților trezoreriei a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri în numerar se poate face până la 28 decembrie, ora 10, la fel și restituirile de sume în numerar către contribuabili. Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unitățile trezoreriei statului din alte județe, precum și transferul disponibilităților în conturi deschise la instituții de credit, se poate face până pe 28 decembrie, ora 10. Tot până la această dată, la ora 11, se pot prezenta la trezoreria statului documentele prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la aceeași unitate a trezoreriei statului sau la unități ale trezoreriei statului din cadrul județului. De asemenea, prezentarea de către instituțiile publice și operatorii economici a documentelor de virare a impozitelor, taxelor și altor venituri care se achită la unitatea trezoreriei statului la care își au contul deschis sau la unități ale trezoreriei statului din cadrul acelui județ se pot face până la 28 decembrie, ora 10.